Subiectul din această seară este intitulat Foc din cer. De când păcatul a devenit un imperiu în lumea noastră, Dumnezeu a introdus laserul spiritual în relația lui cu omul. Foc care se coboară din cer atunci când omul aduce o jertfă și se roagă lui. Undeva în natura nepoluată și fără nori artificiali, stătea în așteptare un om, adică doi. Stăteau doi frați cu două altare, două jertfe și așteptau să se coboare laserul spiritual, foc din ceruri, de la Dumnezeu. Abel aștepta pentru o confirmare a aprobării lui Dumnezeu că păcatele i-au fost iertate și că rugăciunea în numele Domnului Hristos, marele miel care era acolo jertfit, avea să fie primită de Dumnezeu. În schimb, Cain era destul de indiferent cum va reacționa Dumnezeu la morcovii, cartofii și castraveții care i-a adus el pe altar. Deși condiția era clară pentru ca dialogul între om și Dumnezeu să fie păstrat, omul trebuia să suplinească, să îndeplinească niște condiții. Un miel de jertfă care era adus pe altar ca o recunoștință a omului față de Dumnezeu care se dă pe sine pentru om, pentru a-l salva. Totuși Cain, cu bună știință, a refuzat să coopereze cu Dumnezeu în aceste detalii. Foc din cer a căzut ca un laser și a mistuit jertfa lui Abel. Mare a fost uimirea poporului când Ilie s-a rugat din nou ca laserul lui Dumnezeu din ceruri să mistuiască jertfa. Dar atenție, când Dumnezeu a consimțit să răspundă lui Ilie, Dumnezeu n-a mistuit numai jertfa, ci a mistuit și acea apă, butoaiele acelea de apă care au fost vărsate în jurul altarului, ca să nu existe loc la niciun dubiu, supoziție, suspiciune din partea celor 850 de profeți al lui Baal, care ar fi exploatat un scurt circuit de instalație în relația lui Ilie cu Dumnezeu. Regele Ahab, cei 850 de profeți a lui Baal și Astartei, consilierii lui Ahab, armata și poporul au rămas uimiți. Frica i-a amuțit pe toți. Atenție! Nu credința i-a amuțit, ci frica. De atunci încoace, știți, și focul acesta se pogoară din cer mereu și adeseori este privit în genere ca o asigurare a prezenței autorității divine. Această demonstrație de forță a pătruns, prieteni, chiar până în Noul Testament. Într-o zi, Domnul Iisus Hristos se îndrepta spre Ierusalim. Luca ne raportează că samaritenii au refuzat să-l primească. Ucenicii s-au aprins de mânie, în special Ioan, a cerut Domnului să coboare foc din cer ca să-i nimicească pe obraznici aceștia de samariteni care n-au primit mesajul lui Dumnezeu sau n-au fost suficient de politicoși cu prințul cerului. Focul urii, dragii mei prieteni, a resentimentelor, focul frustrării și al geloziei, mistuie la fel de puternic ca și focul acela care vine din cer la porunca lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Domnul Hristos le spunea pe românește: ce să mai trimit eu foc din cer când voi, mă, ucenicii mei, sunteți foc și pară, cum zice românul. Recent, din ce în ce mai multe știri arată cum arde pământul. În Canada, în mod inexplicabil, sunt puncte de foc sau focare care ard în mod bizar și nu se pot stinge. În America se mediatizează că avem focuri pe aici, pe acolo, în multe state. În Europa, spre exemplu, Grecia este vizată de foc. Chiar și una dintre insule exotice ale Hawaii-ului, Maui, a fost complet sau aproape complet distrusă de foc. Sigur că ori de câte ori se întâmplă lucruri bizare, oamenii au tendința de a bănui că așa e omul, sau, dacă vreți mai elegant, a suspecta. Când se produce o crimă perfectă, investigatorii, atenție, produc un profil al criminalului și stabilesc pe baza bănuielilor, că n-au dovezi, de-aia e și crimă perfectă, nu? Pe baza bănuielilor, investigatorii care sunt profesioniști stabilesc un profil al criminalului, încă o dată repet, pe baza bănuielilor, în lipsă de probe, să suspecte
certeze pe unul, pe altul, etc. Aceste suspiciuni le pot avea și oamenii în lipsa unor evidenți palpabile, nu? În folclor există o poveste de genul că rușii undeva au încercat să intre pe nu știu unde în România atunci când a fost invadată Cehoslovacia în 1968. Noi am avut arma secretă, laserul, și le-am topit toate tancurile la ruși atunci când au încercat să invadeze și România. Patriotic părea foarte ademenitor când ascultam această legendă sau acest mit, mai ales povestit de setenii, oamenii de la țară cu multă pasiune și patriotism. Le-am topit laserul, mai toate tancurile. Patriotic părea foarte ademenitor, dar cunoscând că noi mâncam un sfert de franzelă pe zi, nu prea venea mie personal să cred că această prezentare frumoasă este neapărat și adevărată. Cert este că atâta vreme cât oamenii gândesc ceva sau se gândesc la ceva, atâta vreme cât oamenii au un vis, acel vis se va împlini. Dacă povestea cu laserul românesc, dacă vreți, era cam trasă de păr și suna a fantezie, astăzi putem spune că această tehnologie este perfecționată până la nivelul la care generația post-decembristă nici măcar nu visa. Undeva, dacă vreți, în august 22, 2023, la ora 12:46 PM, Maui County sau districtul Maui, insula care a fost, mă rog, bântuită de focuri, a găzduit o întâlnire la zi pentru a asculta păsurile, nevoile celor care au scăpat de tragedia de pe insulă. Nimeni nu ne-a sunat, spunea doamna. Telefoanele noastre nu au funcționat. Focul era încă acolo. N-aveam apă. Spune-mi dacă nu este coincidență. Fără apă, fără avertisment, toată lumea vorbește despre orașul satelit înainte de incendiu. Toată lumea vorbea despre orașul satelit înainte de incendiu. La Haina va fi primul oraș satelit. Jeff Bezos, ai ce ți-ai dorit. Oprah, ai obținut ce ți-ai dorit. Este adevărat oare că intenția globaliștilor este aceea de a crea orașe sateliți sau numite orașe inteligente, care sunt orașele de 15 minute? Continuați rugăciuni pentru Maui, spunea doamna. Dragii mei prieteni, ce este interesant cu privire la focurile din Maui este că foarte mulți copaci au rămas verzi. Câteva case de miliardari, așa cum spunea și doamna, se pare că nu au ars. Asfaltul care se topește la mai puține 300 de grade, la mai mult de 300 de grade, mă iertați, a supraviețuit, în timp ce aluminiul din structura mașinilor s-a topit. Și să nu uităm că aluminiul se topește cu puțin peste 1200 de grade, dacă mi-aduc bine aminte. Se zvoneau că acele clădiri care au avut acoperiș albastru nu au fost consumate de această forță concentrată de foc. Iată în imaginea de față umbrele albastre de pe plaje sau ce e restaurant acolo, au rămas intacte. O statuie a fost ridicată lui Moloch sau lui Belzebub, dacă vreți, în mod misterios și așezată la vedere fără nicio explicație din partea autorităților. Nici semnificația acestei statui n-a fost oferită oamenilor. Oamenii când au început să întrebe, autoritățile s-au hotărât să relocalizeze statuia dintr-un loc într-un alt loc. Din nou, o declarație foarte interesantă prezentată de jurnalista Gina Florio în august 24, 2023, în care ni se spune că lipsesc mai mult de 2000 de copii din școlile de la Haina, în timp ce numărul adulților trece doar abia de 850. Dragii mei, 2000 de copii lipsesc în timp ce adulți 850? Din nou copiii lipsă, ca și aici la noi, care trec granița. Știți că am împărtășit cândva cu dumneavoastră câteva discuții într-unul din comitetele oficiale a Statelor Unite că 85.000 de copii care au trecut granița de sud în Statele Unite, nu li se știe urma.
unde sunt, cum, ce fel. Este posibil ca această statuie să semene cu Moloc de pe vremuri? Recent, Națiunile Unite spuneau că sexul cu minori ar fi ok într-un articol publicat în aprilie 17, 2023 și prelat de Fox Channel sub titlul UN-backed legal recommendations normalizes sex with minors outraged critic say. Națiunile Unite susțin recomandările de legalizare sau de normalizare a relațiilor sexuale cu minori. Deci toate puse cap la cap ajung să împingă lumea la suspiciuni, nu? După spusele românului, nu te opune păcatul să crești asta? E posibil așa ceva? În genere, istoria lumii ne-a arătat că unele suspiciuni s-au dovedit adevărate, altele nu. Spre exemplu, lumea îl suspecta pe Rockefeller de conspirație împotriva Americii, complotând cu alții cine or fi ăia, Dumnezeu știe, împotriva acestei națiuni, Statele Unite. Când Rockefeller a auzit, cu tupeu, a scris o carte care se chema Memoirs. Și fără nicio teamă de consecințe, că știa el bine că e deasupra legii, face o declarație pe care vă rog să o verificați. Unii chiar cred că făceam parte dintr-o cabală secretă care lucra sau lucrează împotriva intereselor Statelor Unite, caracterizându-mă pe mine și pe familia mea drept globaliști sau internaționaliști și de a conspira cu alții din întreaga lume pentru a construi o structură politică și economică globală mai integrată. O singură lume, dacă vreți, spunea Rockefeller. Dacă asta e acuzația, sunt vinovat. Și ce? Sunt mândru de asta. În cartea lui, verificați. Deci, iată că acest domn recunoaște cu nonșalanță că cei care îl suspectau fără dovezi, pe baza unor supoziții, aveau totuși dreptate. Piesa, dragii mei, astăzi este aceeași, actorii sunt alții. Trăim într-o lume în care mai toate lucrurile se fac pe ascuns. Ei și? Doar pe timpul Domnului Hristos nu tot pe ascuns s-a făcut judecata. Și ce? Cei mari au voie să facă rabat de la lege, pentru că ei sunt deasupra legii, dar noi ăștia mici nu avem voie să zicem nici măr, dar să ne mai permitem să bănuim sau să suspectăm așa cum fac investigatorii profesioniști. Noi nu avem voie treaba asta. Mă întorc la ideea foc din cer. Asta este subiectul nostru, de fapt. Vine foc din cer? Cade foc din cer? Vine foc din cer, dar de la cine vine? De la Dumnezeu sau de la oameni? Deci cine a coborât foc din cer la Hawaii? Domnul Iisus sau omul? Înainte de a răspunde la această întrebare, vă invit să citim ceva interesant din Profeții Regi cu privire la altarul lui Ilie versus altarul lui Baal. Bucuros ar fi devenit vrăjmașul să-i ajute pe aceia care îi amăgise și care erau devotați servirii lui. Bucuros ar fi trimis el fulgerul să le aprindă jertfa, dar Jehova Dumnezeu a pus hotar vrăjmașului, i-a strâns puterea și chiar toate născocirile vrăjmașului n-au putut trimite nici măcar o scânteie pe altarul lui Baal. Iată, dragii noștri, pentru adventiști, această declarație este relevantă pentru cei care au citit câte ceva din cartea Profeții Regi. Sunt niște dovezi interesante. Deci avem instanțe în care omul aduce foc și instanțe în care Domnul aduce foc, instanțe în care dușmanul lui Dumnezeu în marele conflict cosmic dorește să producă foc. Undeva, ca să venim cu picioarele pe pământ, la CBC News a fost dezbătută ideea laserului în schimbarea vremii sau ce rol joacă focul acesta din cer sau laserul, formațiunea de căldură și de temperatură concentrată pe unitatea de timp și de, mă rog, spațiu,
Și ce rol joacă aceasta în schimbarea vremii? Aceasta s-a întâmplat undeva în februarie 2014, unde o jurnalistă cu mare pasiune l-a invitat pe Mikio Kaku, un om de știință reputabil, 9 ani în urmă, imaginați-vă, 9 ani în urmă, și a descris modul în care laserele de trilioane de vați pot modifica vremea. Entuziasmată de maniera în care domnul Kaku prezenta această realitate mai mult sau mai puțin bizară, se lansează într-o discuție de mahala. Pe bune? Lasere? Serios? Lasere pentru a schimba vremea în bine? Și Kaku spune, da, corect, ăsta l-a luat vorba pe dinainte, l-a luat gura, a vorbit gura fără el, cum se zice. Da, corect. După cum Mark Twain a făcut acea declarație celebră în care spunea că toată lumea se plânge de vreme, dar nimeni n-a făcut vreodată ceva în legătură cu acesta, nu? Bine, în loc să facem un dans pe ploaie, noi fizicienii aruncăm lasere de trilioane de vați în cer pentru a precipita ploaia nori și, de fapt, citind despre poveștile precum că China a folosit asta în timpul Jocurilor Olimpice, că URSS a folosit-o după Cernobâl pentru a crea nori de ploaie, aceștia chiar funcționează. Atunci avem unele dintre aceste capacități. Chiar din prin anii 60, CIA a folosit laserul, aceste capacități pentru a dobori musoni în timpul războiului din Vietnam, pentru a spăla Vietcongul. Jurnalista îl oprește pauză, îl ajustează, îi ajustează declarația și spune, domnule, vă rog, asta este doar o alegație, alleged, allegation, o presupunere. Și omul de știință vine înapoi și din cauza politicii corecte spune, da, corect, să zicem presupune, presupusele mijloace, că nu s-a dovedit niciodată că sunt. Acum ne dăm seama că de zeci de ani se presupune, folosește termenul pe care l-a impus jurnalista, se presupune că aceste guverne au experimentat controlul vremii, climei, dar nimic concludent. Dar de data aceasta nu mai suntem la mila legilor fizice, spune Kaku. De fapt, folosim un trilion de lasere acum și în laborator, destul de sigur, fascicolele trăgând răcoare, în timp ce laserele rup electronii, creează ceea ce se numesc ioni, iar acești ioni acționează ca niște semințe, ca niște particole de praf care aduc ploaia și chiar spectacolul de lumini care sunt generate de fulgere, spunea el. Dragii mei prieteni, eu nu știu dacă e adevărat sau nu, doar v-am prezentat instanța în 9 ani de zile în urmă, CBS, în 2014, se pare că vorbea mai deschis cu privire la aceste aspecte. Astăzi, toate știrile de genul acesta sunt ridiculizate, nu-i așa? Deci nu știu, doar am împărtășit această gândire a unui om de știință foarte renumit în Statele Unite și nu numai. Ceea ce este interesant, dragii mei, este că cel mai mare investigator de crime perfecte din lume este timpul, sau dacă vreți, istoria. După 2000 de ani, istoria a descoperit autorul crimei perfecte a incendiului de la Roma. Îi lăsăm pe ruși ce au făcut la Cernobâl, îi lăsăm pe americani ce au făcut în Vietnam, dacă au făcut sau nu au făcut, îi lăsăm pe chinezi dacă au adus ploaie la Jocurile Olimpice. Acum vreau să mă apropii puțin mai mult de istoria creștinismului, că până la urmă pe noi asta ne interesează. Undeva în Roma, 2000 de ani în urmă, am o declarație foarte interesantă scrisă de un autor renumit în cartea Istoria Faptelor Apostolilor, în care ni se spune: în vremea aceea, în Roma a izbucnit un incendiu grozav, datorită căruia aproape o jumătate de cetate a ars. Se zvonea că Nero, în persoană, aprinsese flăcările, dar pentru a îndepărta bănuiala, el a făcut din aceasta un motiv de mare generozitate, ajutând pe cei rămași fără casă și ajunși în lipsă. Deci, Nero, marele Nero, s-a făcut filantrop. Totuși, el era învinuit de crimă. Poporul era întărâtat și furios. Pentru a se dezvinovăți și pentru a scăpa cetatea de o clasă de oameni de care se temea, Nero, atenție, se temea de creștini și pe care o ura,
Nero a îndreptat învinuirea asupra creștinilor. Dragii mei prieteni, așa s-a întâmplat atunci și așa o să se întâmple și acum. Și retenia sa, nu, viclenia lui Nero, a prins, spune cartea. Și mii de urmași al lui Hristos, bărbați, femei și copii, au fost dați morții în mod crunt. Vă este familiar scenariul acesta? Morala, până la urmă, care este morala? Cine era Nero, domnule? Conducătorul lumii de atunci, imperatorul celui mai mare imperiu. Astăzi n-avem și noi un Nero? N-are lumea un imperiu ca pe vremea romanilor? Duce lumea astăzi lipsă de conducător ca Nero sau conducători ca Nero? Așa cum a știut să pozeze în filantrop ca să înșele lumea, că de fapt el este un om bun, nu Nero, era un om bun. Tot așa, această și retenie sau această viclenie este folosită și astăzi. Dă pâine la săraci, la flămânzi, ca să pară un om bun și pune vina focurilor care cad în cer și a încălzirii globale despre care se vorbește, că ei se întâmplă din cauza creștinilor. Creștinii sunt vinovați. Ei au dat foc la Roma. Ei au dat foc la lume. Ei sunt vinovați de toate relele care se petrec pe pământul acesta la ordinea zilei astăzi. Dragii mei, piesa aceeași, actorii sunt alții. Creștinii vor fi blamați în final pentru toate relele care se fac sub soare, prieteni. Indiferent de cine sunt actorii din spatele acestor acțiuni stranii care întorc planeta cu susul în jos, indiferent cum se cheamă ei, de unde vin, urmarea este întotdeauna aceeași, și anume aceea de a culpabiliza cititorul Scripturii, creștinul sincer, umil al Domnului Hristos. Asta reiese din istoria scrisă cu sângele martirilor și asta reiese și din declarația Scripturii. S-a dus să facă război cu rămășița poporului său care ține poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Dragii mei prieteni, nu creștinii fac război împotriva dragonului, ci dragonul face război împotriva creștinilor. Nu creștinii inițiază violență, foc, destrabălare, destabilizare, demoralizare, descentrare, nu. Creștinii își văd de treaba lor. Creștinii au o cetățenie care este în ceruri. Creștinii nu sunt interesați în prosperitatea absolută pe pământul acesta. Ei nu fac din planeta Pământ casa lor veșnică. Ei sunt străini și călători, sunt pasageri în această lume și privesc viața lor ca un aeroport în care ei locuiesc temporar până ce vor primi viza de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Asta este dorința mea, cred că asta este și dorința dumneavoastră. Ceea ce este foarte important este că tot în istoria Faptelor Apostolilor, dacă nu mă înșel, o altă declarație foarte interesantă care practic întărește ce v-am spus acum câteva secunde, se găsește în Faptele Apostolilor, istoria Faptelor Apostolilor, capitolul 480, pagina 489, paragraful 1. Lucrarea lui Pavel în mijlocul bisericilor, după ce fusese achitat în Roma, nu putea scăpa neobservată de vrăjmașii săi. De la începutul prigoanei pornite de Nero, creștinii ajunseseră pretutindeni să fie percepute ca o sectă proscrisă. După un timp, iudeii necredincioși, au născocit ideea de a pune în sarcina lui Pavel crima de a fi îndemnat pe creștin, nu, la aprinderea Romei. Deci au pus pe Pavel să fie vinovat că ar fi instigat creștinii la cea mai îngrozitoare crimă care s-a petrecut în Roma în timpul lui Nero. Pavel i-a învățat pe creștini să pună foc și să ardă Roma. Bă, oameni buni, băi fraților, credeți că acest spirit de acuzare pe nedrept a murit astăzi în vremea noastră? Nici unul dintre ei nu gândeau câtuși de puțin că Pavel ar fi vinovat. Deci ei înșiși
Acești acuzatori mincinoși știau că merg împotriva propriilor conștiințe, dar ei știau că asemenea vină, susținută chiar cu cea mai slabă înfățișare de temelicie, avea să pecetluiască soarta lui. Deci asta vreau ei, să vadă capul lui Pavel pe farfuria lui Nero, așa cum Irod vrea să aibă capul lui Pavel în farfuria Irodiadei. Dragii mei, aceeași piesă, același scenariu, actorii sunt diferiți. Prin strădanile lor, Pavel a fost din nou arestat și dus în mare grabă spre ultima sa întemnițare. Acum, lăsând la o parte suspiciunea, supoziția, presupunerile, vreau să deschidem Scriptura la Apocalipsa 13 cu 13, unde ni se prezintă cel mai actual și mai înfiorător scenariu. Avem toate aceste surse de informații, care sunt mai mult sau mai puțin credibile, valabile, le discutăm, Dumnezeu știe ce e și cum e. Dar când deschidem Biblia, fraților, aici nu mai e vorba de wishy-washy, cum zice englezul, să ne învârtim după tufiș. Aici avem de a face cu declarația solemnă a Tatălui nostru din ceruri, a Domnului nostru Iisus Hristos. Cine are nebunia să-mi întunece planurile, spunea Domnul Hristos în cartea lui Iov. Care dintre pământeni are nebunia sau curajul sau tupeul să îl contrazică pe Dumnezeu? Iată cuvântul său. Aici avem o declarație mega care ne arată ce se întâmplă în timpul prezent. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă bestie, adică o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, cu coarnele păcălea numea, nu? Dar în schimb vorbea ca un balaur. Ăsta era adevăratul caracter al acestei bestii. Ea, această fiară, lucra cu puterea bestiei dinainte ei și făcea ca pământul și locuitorul ei să se închine bestiei sau fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Deci acesta este un scenariu istoric. Avem Roma păgână, după aia Roma papală, Evul Mediu, căderea Romei, ridicarea a Statelor Unite și acum avem această entitate extrem de bipolară. În aparență zâmbește ca un miel, dar vorbește ca un balaur. Și ce ni se spune nou aici, în continuare, în versetul 13? Apocalipsa 13 cu 13. Săvârșea semne mari până acolo că făcea să se pogoare foc din cer pe fața pământului în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele care îi se dăduse să se facă în fața fiarei. Dragii mei prieteni, ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. Dragii mei, dincolo de toate argumentele invocate sau neinvocate, argumentul suprem este cuvântul lui Dumnezeu. Revelația ne spune că o autoritate bestială pogoară foc din cer în fața oamenilor. Deci focul ăsta care îl vedeți dumneavoastră că coboară din cer acum și arde planeta, nu e de la Dumnezeu, ci este de la o autoritate despre care Biblia ne spune că este o bestie, o fiară, n-are milă, n-are compasiune, n-are rațiune, n-are logică. De ce? În fața oamenilor să coboare foc din cer. Pentru că vrea să facă demonstrație de forță, așa cum spuneam înainte, și amăgea, adică înșela pe locuitorii pământului cu semnele pe care le făcea. Prieteni, nu cred că este mai clar decât atât sau nu poate fi o explicație mai clară decât aceasta că focul ăsta care vine așa din zenin, de sus, are drept scop să înșele lumea cu privire la o idee genială, o minciună genială și anume încălzirea globală. E adevărat, pare mi se că Răzvan Georgescu, sau cum îl cheam pe jurnalistul ăla destul de respectat în România, a pus pe Facebook acum câteva zile o chestie. Și spunea omul clar, planeta merge în cicluri. Au fost ani când a fost secetă, au fost ani când au fost veri caniculare, au fost ani când au fost veri răcoroase, atât de răcoroase încât unii spuneau că nici n-am simțit că a fost vară. Dumnezeu e deasupra. Dar dacă te uiți la toate declarațiile acestea, Biblia e foarte clară.
Focul care vine din cerul este făcut sau produs de această fiară care are coarne de miel și vorbește ca un palabur. După ce vor convinge lumea, nu, această entitate puternică de încălzirea climatică, ultimul alt act al dramei este confirmat tot de Apocalipsa în ultimul verset din contextul respectiv. Și tot același capitol 13 spune că va face o icoană. Deci acum e focul din cer, suntem la versetul 14, după ce lumea este convinsă de minunile acestea și de autoritatea fiarei care face să coboare foc din cer înaintea ochilor oamenilor, atunci vine ultimul act. Se face o icoană bestiei, se face o icoană fiarei pentru ca toată lumea să-i se închine ei. Apocalipsa nu este greu de citit pentru a aplica, avem nevoie de curaj moral pentru a face aplicația corectă și a pune punctul pe i. Dacă nu există o corelație între declarațiile Apocalipsei și circumstanțele reale în lume sau în istoria noastră, Biblia, Apocalipsa, nu are nicio relevanță pentru noi. De ce ne-ar fi dat Dumnezeu o carte și i-ar fi fost frică lui Dumnezeu ca să pună punctul pe ei și să spună acest foc din cer care se coboară în Apocalipsa 13:13, făcut de fiara cu coarne de miel și care vorbește ca un balaur, se aplică acum, timpului nostru. Nu, vă dau o carte, o citiți și trageți voi concluziile și fiecare să creadă cum vrea. Nu, Dumnezeu a fost extrem de specific și a ținut cont de toate circumstanțele social, politice, religioase ale planetei. Este foarte important să reamintim declarația din Testimonii 7:141. Înlocuirea legii lui Dumnezeu cu legile oamenilor. Adică Dumnezeu spune că omul are imunitate naturală, vine Cutărescu fiara și spune, nu, domnule, imunitatea naturală egală cu zero, Dumnezeu spune că să lăsăm pământul să se odihnească odată la 7 ani, oamenii pun mai multe chimicale în pământ ca să stimuleze producția. Dumnezeu spune, bă, oameni buni, închinați-vă după porunca a patra, omul spune, lasă-mă că avem tradiția, știm noi mai bine decât tine. Înlocuirea legilor lui Dumnezeu cu legile oamenilor, înălțarea prin simpla autoritate umană a, nu, dies solis, ziua soarelui, dies domini, dies dominica, în locul sabatului biblic, este ultimul act din dramă. Până așa a spus Apocalipsa 13:13, face minuni, coboară foc din cer, îi impresionează pe oameni, îi sperie, după aia face o icoană și pune pe oameni să se închine. Și gata. Frica, prieteni, este instrumentul prin care rațiunea este detronată. De frică, omul poate face lucrări iraționale și imposibil de înțeles de cei care nu sunt patronați de această teamă. Comportamentul poate fi total diferit atunci când omul acționează bazat pe frică instinctuală și nu pe baza rațiunii. Nu știu dacă vi s-a dat să vedeți oameni care merg la sală și aleargă pe bandă cu mască pe față sau călătoresc singuri, eventual în propria mașină, purtând aceeași mască, sferindu-se de nu știu cine. Criza medicală a trecut, vine din nou, de acord cu ultimele declarații care s-au făcut aici în America, dar frica, deși criza medicală a trecut, frica a rămas. Deși totul este istorie, unii nu-și revin. Justificarea unui astfel de comportament nu se găsește decât în faptul că omul îi este frică să moară. Dragii mei prieteni, când această teamă devine obsesivă, avem de-a face cu o utopie. Care este utopia serii? Și asta este, mi-asum responsabilitatea declarației. Teama de moarte îi aduce atât de departe pe oameni încât se tem să mai trăiască. Asta este filozofia pe care am concluzionat-o în subiectul în această seară, dragii mei prieteni. Teama de moarte îi duce pe oameni atât de departe încât se tem să mai trăiască. Este o mare diferență între precauție și frica de a trăi liber. Într-o seară de toamnă călătoream într-o mașină aglomerată. Aerul consumat de la atâția oameni care era impur și viciat mi-a produs o senzație de rău. Am deschis geamul de lângă mine, bucurându-mă de faptul că puteam respira liber aerul curat,
Când odată o doamnă pe un ton serios începe să mă implore strigând: închideți fereastra, o să vă prindă răceala și vă veți îmbolnăvi. Aerul de noapte este atât de nesănătos. M-am uitat la ea, i-am răspuns: doamnă, nu avem alt aer decât cel de noapte, în această mașină sau în afara ei. Dacă refuzați să respirați aerul nopții, trebuie să încetați să mai respirați. Mă gândesc la declarația care am făcut-o mai înainte. Teama de moarte îi aduce pe oameni departe, atât de departe, încât se tem să mai trăiască. În interviul dat de Charles Kirk în fața unei audiențe considerabile în Biserica Baptistă Evanghelică, în dialog direct cu pastorul lor, declara: domnule, vorbeau între ei acolo, se pare că la toamnă iară ne pun masca, ne închid în casă, vine iară o criză, o pandemie cu tare. După un dialog de tatonare, ce zici, o să mai accepte oamenii închiderea în casă, masca pe figură, etc., la care acest genios, ingenios gânditor spune: nu cred că oamenii vor mai răspunde afirmativ la următoarea reluare a scenariului din pandemie. Charlie Kirk pune o întrebare foarte inteligentă pastorului. Pastore, credeți că oamenii doresc să trăiască în libertate sau credeți că oamenii iubesc libertatea? Dialogul din acest moment ia o traiectorie foarte neașteptată. Se pare că se merită să oferim puțin atenție capitolului 11 din Numeri, care de fapt în original se numește Prin pustie sau în pustie sau în deșert, dar nu Numeri. Există o diferență justificată între Numeri și în pustie, și de aceea există și indiferența justificată a publicului creștin față de Cartea Numerilor. Cine este interesat în matematica Bibliei? Expresia în sine, Cartea Numeri, nu spune prea mult, iar matematica numerilor nu atrage prea multă lume să citească Scriptura, nu? În acest capitol însă se găsesc evidențe uimitoare care trădează de fapt starea interioară a omului firesc, omului nerenăscut. Omul firesc de fapt iubește robia, iubește sclavia și nu iubește libertatea, prieteni. Aici avem o dovadă. Vreau să vă invit să citim, să deschidem capitolul 11 din Cartea Numerilor și să citim o frază, doar o declarație, după care intru la meticulozitatea versetelor biblice. Căci noi o duceam bine în Egipt, spunea poporul, cu voce tare, nu? Dar Dumnezeu i-a auzit. Și din această declarație se poate observa că deși trecuseră doar câteva zile de când fusese martori prieteni la extraordinara demonstrație de forță permisă de Dumnezeu, se pare că deja tângeau să se întoarcă în robia egipteană. Nu se bucurau de libertate, nu știau ce să facă cu libertatea, nu era în elementul lor sau nu era natura lor să funcționeze liber ca națiune. Imaginați-vă 400 de ani în pustie să ți se spună ce să faci și altcineva să gândească pentru tine. Dintr-o dată, un porumbel alb scăpat dintr-o colivie refuză să părăsească colivia, chiar dacă ușa îi iese deschisă. Imaginați-vă să mergeți pe autobandă de nisip, creată instantaneu de un buldozer supranatural, și în timp ce pășim pe ea, pe această autostradă de nisip, să observăm cu uimire zidul de apă de mai multe etaje înălțime, sfidând gravitația. Asta se numea minunea de la Marea Roșie. Eu cred, prieten, că Dumnezeu este Tatăl nostru, Creatorul nostru. El vrea să credem în El. Ne dă minuni. Dar să știți că minunile nu convertesc. Și avem cazul de față care este foarte proeminent. Eu cred ca și dumneavoastră că nu am fi putut să trecem sau să dăm uitării un eveniment așa de uimitor. Acele imagini colosale și acel zgomot nenatural al Mării Roșii ținute la distanță de o mână nevăzută, nu știu, n-aș putea să uit ușor treaba asta. Dar cred că, în schimb, acele imagini ne-ar fi marcat pentru tot restul vieții în mod irreversibil. Și totuși, această generație de sclavi liberi, deși ieșiți din Egipt, nu reușiseră să scoată Egiptul din minte și din inima lor. Asta se întâmplă cu un sistem de operare vechi, omul evreu prin genă, egiptean prin educație, este liber și nu știe cum să se bucure de libertate. Standardul lor de viață fusese atât de
limitat, de alterat, încât nu-și permiteau să ridice ochii spre cer. Ne aduceam aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveții, de pepenii, de prajii și de ceapă și de usturoi. Dragii mei prieteni, la ora actuală, guvernul mondial ne-a spus că o să ne ia vacile. Sunt vegetarian de vreo 40 de ani, dar vorbesc pentru cei care iubesc carnea de, nu știu, vacă sau cutare. Guvernul mondial ne-a spus că ne ia vaca că poluează și o să producă carne sintetică. Ne-a spus că o să ne ia găinile și o să ne dea gândaci care sunt foarte buni, că ni dă pe gratis. Și uite, așa nu o să posedăm nimic și o să fim fericiți. Așa ne tratează ca pe sclavii evrei din Egipt. Ne aduceam aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt, care nu costau nimic. Castraveți sintetici, pepeni chimizați, praji și ceapă și usturoi fără potențial antibiotic. Dragii mei prieteni, declarația aceasta că nu costau nimic este reflexia unui caracter dependent de sistem, tipic țărilor socialiste, Europa, Canada, Australia, un sistem care gândește pentru noi, acționează pentru noi. Astăzi se pare că avem de a face cu o mentalitate foarte asemănătoare cu cea care ne este raportată în analele Scripturii. Dacă costul libertății este prea mare, oamenii prieteni abandonează ideea de libertate și preferă robia cu castraveți, praz și ceapă. Libertatea este ceva care, ca să poată fi apreciată, trebuie să fie predată sau prin educație generațiilor de copii care vin după noi. Dacă nu predăm libertatea ca și filozofie, ca și concept, această libertate nu va fi apreciată de viitoarea generație care vine după noi, prieteni. Nu te naști cu ea. Noi nu ne naștem cu libertatea, ci o primim prin viu grai. Este cadoul lui Dumnezeu pentru un om. Libertatea este darul inteligent care ne este dat prin creație și apoi prin educație. Dacă libertatea nu se va mai preda acasă și în școli, spun încă o dată, iubirea și respectul pentru aceasta va dispare și în final societatea va degenera într-o mulțime de robi funcționali la scară globală. Ce spunea poporul? Acum ni s-a uscat sufletul, nu mai e nimic, ochii noștri nu văd. Vai de mine! O societate de evrei ieșită de sub robia egipteană, eliberată de Dumnezeu, dar oarbă cu privire la perspectivele de viitor. Și noi ce să facem cu libertatea noastră? Că nu știm ce să facem cu ea. Ochii noștri nu văd. N-avem perspectivă de viitor. Nu văd decât mana asta. Paradigma poporului era atât de avariată. Deci, pe de o parte, poporul spune că pepenii, castraveții, preazul, ceaba, usturoiul nu costa nimic, dar în schimb erau sclavi în Egipt. Iar pe de cealaltă parte erau liberi în pustie, fără ceapă, praz, usturoi, pepeni, dar aveau mana care nu costa nimic. Deci ce avem aici? Două scenarii, nu? Când erau în Egipt, strigau după libertate și Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. Apoi, când au ajuns liberi, au ajuns să spună că ni s-a uscat sufletul, nu este nimic și ochii noștri nu văd decât mana asta, care, din nou, ca în Egipt, ne este dată pe gratis. Stimați ascultători, această declarație este una dintre cele mai sincere mărturisiri care pot fi găsite pe paginile Sfintelor Scripturii. Pește care nu costa nimic, mana care nu costa nimic. Și până la urmă, noi ce alegem? Peștele de Egipt care nu costa nimic sau mana lui Dumnezeu în pustie care nu costă nimic? Se pare că societatea se va împărți în două în foarte scurtă vreme și vom alege peștele dat de sistem sau mana dată de Dumnezeu dacă mergem în pustie prin credință. Sclavie cu pește sau libertate cu mană? Asta este întrebarea. Cam asta este și viitorul celor care vor să stea la spărtură, cum zice Isaia. Și asta va fi și destinul celor care vor prezenta pe Dumnezeu sau vor reprezenta pe Dumnezeu în faza finală a încheierii istoriei lumii. Dragii mei prieteni, avem nevoie de Dumnezeu și avem nevoie de curaj, avem nevoie de Domnul nostru Iisus Hristos și avem nevoie să credem cuvântul scris, Biblia.
E singura carte necoruptă din tot ce se vede și circulă în lumea noastră. Scumpul nostru Tată din ceruri, îți mulțumim pentru revelația cuvântului Tău, îți mulțumim că în mijlocul labirintului întunecat în acestei lumi, Tu ne dăruiești lanterna profeției, ne dăruiești acest laser al înțelepciunii dumnezeiești, ne dăruiești această lumină concentrată, direcționată exact pe evenimentele care se petrec în timpul prezent. Îți mulțumim pentru pasiunea de a cunoaște cuvântul, pentru umilința de a accepta varianta explicației tale și te rugăm să ne ierți pentru că adeseori am hrănit trupul, mintea, sufletul și nostru cu tradiții, cu mituri care poate au fost mai mult sau mai puțin adevărate. Astăzi venim la picioarele crucii în numele Domnului Hristos să-ți cerem iertare pentru tot ce știi că am fost, suntem și vom mai fi. Își cerem iertare pentru limitele noastre, pentru ambiguitățile noastre, pentru bolborosegurile noastre verbale, inabilitatea noastră de a ne adresa în mod explicit și de a comunica unii cu alții într-o manieră în de acord cu voința Ta. Iartă-ne limitele, învață-ne Tu să ne rugăm, învață-ne Tu să vorbim, învață-ne Tu să ne adresăm și să putem să dăinuim în iubirea frățească pe care Tu ai garantat-o ucenicilor în cele 50 de zile înainte de pogorârea Duhului Sfânt. Îți mulțumim, Tată, în numele lui Iisus. Amin.